Vă salut din nou, columbofili adevărați. Mă aflu la campionul național Pop Ciprian, în compartimentul destinat porumbeilor de zbor. Văd că acolo ai și de, cu gold. Da, ăla e un tardiv. Dar ți-au mai rămas mulți. Câți mai ai? Da, mă, nu i-am numărat încă, dar sunt. Și zburați, dacă poți să-mi arăți, te rog, de maraton, ai avut locul 2 Bistrița, ăla nu mai ai? E la burcă, la burcă. A, deci ia-ți la burcă, da, acolo zboară. Ia-ți la burcă, la mine numai general și fondul. Deci generalul și fondul. Cel mai bun mascul care a avut în jur de da? 3 sau 4 puncte, parcă din două etape, l-am lăsat la penultima etapă. La un zbor de... De ce-o fost, nu știu, Viena. Auzi, la un an, porumbei trebuie să zboare fondul? Sau cum faci? Eu zic că un fond ar putea să zboare. Ai răbdare cu porumbei așa? Ar trebui să am. Nu prea am avut răbdare în ultimii 2 ani și să vede. Este când ai clacat așa din prostia ta, cum s-ar veni? De multe ori. Că nu trebuia să lăba și l-ai băgat. Exact. Când ai simțul ăla că să nu o faci, să nu o faci. Așa? Mai bine să pierzi timpul decât să pierzi porumbei. Sau chiar și un an. Așa văd că sunt în plină... Așa nu e despărțit. Ba da, femeile din tot. Deci femeile unde sunt? Deci din tot. Dar ai mulți. De femeie. Ai mulți, Cipri, ai mulți. Am rămas destul de mulți. Uite, ăsta, spre exemplu, e un porumbel. Stai să se vadă aici, așa că e mai... Da? Ăsta a fost, cred că, locul 6 la... sau... Nu știu, în prim, oricum în primii a fost, dacă mă uit în clasament. Da. 048. Și vreau să spun, s-o dat uliu după el, locul 6 la fund. Da. La o etapă. S-o dat uliu după el și uite-l. O dat în sârmă. Fai, sărac. Deci ăsta e un porumbel deja compromis. Sărac. Cu potențial. Da. Vezi? Dar ar fi de vânzare dacă... Nu, nu, nu. Nu? Nu, nu. Dar nici de zburat nu mai zbor. Nu mai zbor. Eu vreau să țin care s-a așa și-o promis, îi dau pace să văd ce se întâmplă, că e păcat de el. Și dacă te uiți așa bine la capul lui, e din masculul de la Chirteș. Mascul. Vezi capul? Da, da. Mulți să-i văd că ai făcut ceva combinații cu el? Da, da. Deci ai făcut combinații. Da. E da, și tu și ai făcut un pui și acum. Nu, am avut, eu l-am întrebat dacă vrea să facem cu mătușul ăsta, cu femeia la 872, să facem niște pui. El s-a întins un pic, o scos în anul, o scos mai mulți și după aia la sfârșit a zis, hai că să fac numai ție, că nu mai timp. Da. Atât a fost, deci nu. A fost și o simplă numai... Și te păcat de el, mă, și ăsta o să-l pui la matcă. Momentan o să-l las, care femeie, îl las, așa. E un porumbel care mi-e foarte drag și mi-a fost drag și îmi pare rău că s-a întâmplat cu el ce s-a întâmplat. Da, asta e. Deci la văduvie, da, mă, uite săracul. Da, pur și simplu stau aici la antrenament, o dat uliu după el și de viteză am dat. Ai și tineret aici, văd că s-a băgat deja și tineri. Nu, am câțiva tardiviori așa, care au mai rămas printre. Și ăștia, și tardivii zbor, Cipri. Și tardivii zbor. Da, da, da. Deci și tardivii. Un și un tardivul zbor și un fond. Nu, tardivii nu. Nu, tardivii nu. Și aici, dincolo, ai femele, așa? Da. Auzi, le faci întuneric. Da. Beznă totală, da. Adică adică beznă, cât întuneric e. Uite, să vă arăt ceva. S-a intrat aici au rămas. Da. Din ăla cu locul 4 fond. Da. Și locul 1 fond pe Bistriță. Așa. Deci ăsta... Asta ai scos din 866-le cu 062 cu femeia la locul 1 fond. Și mai am vreo două femeluță jos. Porumbei de top. Chiar porumbei de top. Trei pui scoși, toți trei acasă. Porumbei de top. Ăștia la anul care țin de 2 ani toți merg fonduri. Tot. Obligatoriu. Toate fondurile. Și iar linge o să bagi un fond. Deci bun, și mă, Cipri, dacă îți vine unul de 2 ani, îți vine bine la viteză de mifon. Ba și la obligatoriu. Deci nu contează. Nu. De la tine nu este. Nu. Trebuie să fac un fond, două trebuie să fac. Și auzi, deci îi selectezi așa la sânge, să zic? Cam da. Dacă nu îi selectezi la sânge, au mai fost ani când... Tărcății că asta e din roșie aia? Nu. Asta e dintr-un masculul de șofron cu o nemțoică. Uh-huh. Din ăla tărcatul, de la Ionescu. Da. Frate s-a ieșit afară și a plecat.
Auzi, ți-au rămas mulți, mă, ți-au rămas mulți, să știi. Uite, asta e o femeluță. Am văzut-o albastră, da? Da, asta nu-i zburată. Dar de ce n-ai zburat-o? Datorită faptului că e din 066, le s-a spus că anul ăsta mi-a mai reprodus o femelă. Și asta e singura femelă? Asta e singura femelă, da. Care merge la matcă. Adu-o care aici, că nu care rămâne la matcă. Așa, aici se vede. Uite. Dar e învățată la tine? Da, da. De-aia și lăsat-o aici, ca să nu-mi iasă afară. Și o să trec la... Fain. Uite. Frumoasă, mă. Uite la ultima pană. Frumoasă. Că primul rând de pui mi-a fost ok. Și după aia am avut un rând de olimpez încă unul și l-am lăsat afară. Și acum la anul cum o să faci? Așa afară cu el? Îi dai femeile să cum? Da, îi dau femeile jos, să-l apuci, da? Și să iasă afară, să plimbe. Auzi, tu ăștia de matcă care-i aduci tineri, îi lasă să zboare la tine afară? Da, îi lasă să zboare de data. Să-i lasă să învațe. Deci să se învețe ca să nu ai treabă cu ei, așa? Dacă cumva din într-o întâmplare îl scap sau ceva, să nu... Auzi, antrenamente cum faci? Îi duci undeva în cursul săptămânii ce prin? Ar trebui să-i duc, anul ăsta n-am avut timp să-i duc. Și nu i-ai dus deloc? Nu i-am dus și deloc. Și afară cum le dai drumul? Dimineața, seara? Dimineața și seara. O oră femeie, o oră mascul? Exact. Mă, Ciprin, n-ai încercat cum face Ionescu sau alții sau Chirteș să zbor numai femeie sau numai mascul? Bă, n-am încercat. Că nu ți-o trecut urmă... prin cap? Ba, mi-o trecut prin cap, dar la mine în general mascul eu dau cu capul. E masculi, da, așa. Și dacă la mine mascul, adică nu pot să-i las acasă, da, 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 să zbor femelele. Da, alții zberi, că zbori cum Istrava, zbori în masculii sau Chirteș. Da, eu știu. No, sau cred că și ăștia cool, dar nu tot masculii zboră. Au încercat, dar au renunțat. Au renunțat. Deci eu, din punctul meu de vedere, eu zic că porumbelul bun trebuie să se nască nativ. Nu să-l motiveze extra și dar vezi, la tine a fost mai bun masculi, așa? Da, și para extra. În momentul ăla e valoarea crescătorului, nu mai e valoare porumbelului. Uite, ăsta e un pui rămas. Da. Din porumbelul care l-am pierdut la penultima etapă de fond cu 3 puncte sau 4 cât au avut. Din două etape au avut vreo 4 puncte. Foai de mine. S-a părut rău după el. Foarte rău îmi pare după el, dar ăsta e puiul care oare numai de Dumnezeu și-ți vine ca ăla să-ți vină acum, să-ți vină undeva acasă. Ar fi bine. Dacă nu-i mânca de ceva. Auzi, îi motivezi așa? Cum îi motivezi porumbei? Nu, eu nu am treabă. Nu? Ei, dacă se motivează, e bine, dacă nu, la revedere. Îi lași înainte să se vadă sau nu îi lași? Nu. Numai când vine acasă. Nu, el l-a luat femelele eu de acolo, masculul eu de aici. Și cât îi lasă să vadă? Toată ziua până seara. Când deci toată ziua până seara. Îi lasă să calci, calci, nu-i lasă, da, nu știu ce. Da, nicio problemă. Am ascultat, mă, cât de întreb, dar știi, Petru, da, sunt tu. Foarte mulți care știi... Da, eu... Asta e părerea mea, principiul deci faci o vădubie mai simplă acum, că e mai simplu. Și auzi, le dai mâncare în box sau aici nu? Aici jos. Deci aici jos. Multă lume trebuie să înțeleagă un lucru. Da. Porumbelul bun nu-l iei de la super crescători. Ai perfectă dreptate. Acum, ai deci perfect. Dacă eu stau și motivam eu extra și din alea, crezi că scoteam 6 olimpici în crescători diferite? Eu n-am niciun olimpic. Da, bine zici. Dar peste tot iese câte, și probabil ori mai fi porumbei buni, dar lumea n-a zis. Deci de-aia zic, aici ai până la urmă, pe mie mă interesează porumbelul nativ, născut nativ. Dacă se naște prost și-l fac eu deștept, tu nu pui din el, tu nu mai poți să așezi. Așa e, să știi. Nu, asta e părerea mea principală, adică de bază. Auzi, după asta mă ghidez și eu, să știi. Deci porumbelul nativ, ăla e porumbelul care eu zic că... Ce îmi prezinți aici? Uite, ăsta îi din 866-le, unul din zburător, din porumbei, da? De zbor de anul ăsta, și cu fica la 178. Hai, ce porumbei. Uite. Și ce porumbei dau. Exact așa era 178. Și vezi, simpluți, și ce bine arată porumbei, și simpluți. Mai ai tu secrete, zi, nu le spun eu. Secrete, nu au secrete. Au ceaiurile, dai? Da, ceaia le dau. Dar faci tu sau naturalin? Naturalin mai fac. Eu ăla de la natural, da, le mai dau. De ce îl faci ceaiul? Mai iau de la ăsta, de la Brașov, de la Mărășescu. De la Mărășescu ce-a avut polumbodrom. Le dai, le pui pe mâncare? Nu, le dau deodată, da, de două ori pe săptămână. Că se vede, curățenia, da, de când i-am băgat, n-am făcut gram de curățenie. N-am avut nici timp. Și... Curățenie odată pe an faci? Nu. În timpul competiției fac curățenie. Da. Dar după ce se termine competiția, anul ăsta, cum n-am avut timp chiar deloc, da, cum se vede? Adică...
drojdie de bere și de astea le pui pe mâncare? Uleiuri. Uleiurile mai pun ulei, dar depinde când cum. Drojdie, nu prea. Nu-i, n-am o regulă așa. Eu am regula mea în funcție de cum văd porumbelul. Deci așa e, nu. Hai să merg. Deci și aici ai femeie, așa? Unde? Aici am masculi și ăsta e comportul. Ia să vedem la femele. Deci aici ai femelele. Da. Ai mulți de zbor. Aici o femele. Asta mi-o sărit, dar văd că are 3 ani. Ce mi-areți aici? Uite. Asta e o fică din 866, 102, o zburată. Frate, s-o e la prăsână 101, dacă l-ai văzut, ăla frumos, o seamănă perfect cu ea. Da. Ăla, când a fost ca iarning, s-o împerechea cu al mascul. Și am umblat pe toate casele și cu greu mare l-am prins și l-am băgat la reproducție. Și după aia s-o dat la brazdă. Nu ai probleme cu ele că se mai împerechează între ele? Mai rar. Mai rar. Da, se mai împerechează. Pe ceva, nu te zi, le bagi. Nu, asta e, le bagi. Nu să văd unde ești. Asta, spre exemplu. Ia să văd. Cred că asta, frumoasă, mă. Asta e, asta o cine l-are? Zici că are în străin, mă? Nu, mă, de anul trecut. Da? Da. 178. De baie le pui să facă? Da. Fiu din, fică din, stai să mă gândesc cum e. Mamă sa e fică din 178. Și atât 178 are. Da. Și taică s-o e 866. Bă, cifrele astea vă că-ți plac. Așa se 178. Da, uite, se liberă bine. Uite. Stai. Uite, frumoasă, mă. Uite. Frumoasă. Ce porumbei e aici? Așa. Așa se vede. Uite ce fain se vede. Foarte fain. Da. Uite, îmi place tărcățica aia. Asta? E tinerica, da. Asta? Da. Asta e o femelă de matcă. Deci tot de matcă-i. Asta, da, am mai avut vreo câteva. Ai adus-o femele de undeva? Nu, nu. Asta e scosă tăt de mine. Da. E scosă tăt din femela de la Ormenișan, Medarta, da, de la Romică și cu alt mascul de-a meu. Și atunci n-am făcut numai doi pui, unul lor, unul mie. Ai pentru lanul de zbor, că e cu ai cu ea de jos. Da, 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 sigur. Mai bine. Cu ce a zbori? Cu benzic. Live, benzic. Sistem live. Benzic, live, benzic. Bă, văd că ai aia mai bătrânică, ce e acolo? Care? Cu chip, vezi aia din 2020. Aia, cu chip galb, maro. Asta albastră? Da, da, albastră. Ia zi-mi un pic. Asta de așa ea. Aici? Da, 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 da. Asta? Da, 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 e asta. Bătrână? Stai, e bătrână pentru ăștia de aici. Păi deci va fi la 3 ani. Da. Ce poți să-mi spui de asta? Asta e o femelă. Asta e din fiul 178, vezi? Da. Asta, ia să vedem aici la... Asta a fost o femelă care a suferit. Se vede un pic. Da. Mi-a agățat ouliu. Da. Și mi-a târât-o chiar în perioada când a ieșit afară într-o zi. Da. Și mi-a agățat oul. A recuperat-o de prin sălci. Și să și vede la penaș. Ia, da, uite. Trebuie să-și revină. O să-și revină. La baie că le pui odată pe săptămână? Odată pe săptămână, la două săptămâni. Le pui ceva în apă? Sare de baie de... Aia de la Vahea. Da, da, da. Asta e din masculul ăla de jos, fiul 840. Da. Da, nu e asta. Nu. Nu, nu. Nu, m-am greșit. Asta e din fiul 866-le. Cu o fică din 757-le cu 872. Cum îi știi pe toți. Da. Nu, știu, deci tu știu foarte bine. Stai mult așa între porumbei, așa ziua. În ultimii ani nu prea am avut timp de stat. Să văd unde e aia. Asta-i? Nu.
asta, nu e, asta e 21. Nu-i nimic, asta ce îmi zici de ea? Asta e din masculu făcut în combinația Kirteș cu mine. Ba, același ochi, mă. Și o femelă de, ea, de la Iuga, de la Mureș. Tă pe raid aici. Iuga Dorin. Da, am luat de o femelă, mi-a plăcut mie pe raid aici, am zis că tătuși hai să mai... Da, da. Văd ce și cum și-am scos, uite, asta, chiar... Acum să văd anul viitor ce o facem și cum o fi. Ai și jos tineret, așa? Jos sunt femelele tinere, da. Dacă masculiți-ți pe aici? Nu, și sus și jos, la mine s-a... Deci ai, ai amestecat, da. Amestecat, nu fiu, mă... Auzi, ca să le spunem la, la oameni, deci ar fi porumbei de dat. Îți de dat, o să lăs numărul tău de telefon. Asta are din femela de medart aia, mama olimpicii Lutănase, da. În combinație cu masculul de la Kirteș. Ăla, combinația Kirteș. Da, 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 da. Da, zburat și vinită bine. Așa, câți porumbei, deci anul ăsta cu câți porumbei ai început de zbor? 101. Și anul ăsta iar o să fie cu vreo 100, așa? În jur de 100, da. Puiul ce l-ai văzut jos, da? Inel, da? De anul trecut, da, 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 exact, da, da. Din ea. Chiar? Din asta, ce, da. Ce frumos albastru. Albastru ăla. Da, albastru ăla, exact din ea. Auzi, acum suntem spre sfârșitul interviului, că au fost deja 4 interviuri. Ce le spune la, la tinerii care vor să se apucă de porumbei? Sau chiar dacă sunt oameni de ăștia, mai în vârstă, 40-50 de ani, de unde să-și aducă porumbei? Că asta e întrebarea. Dom'le, de unde să-mi aduc porumbei? Prima și prima dată trebuie să jeie de la el din zonă. Da. E la cel mai bun crescător de la el din zonă. Și depinde ce și categorie vrea. Ce categorie vrea. Dar tu mai ții minte și cu asta de, de unde ți-ai luat primii porumbei? De la, eu primii porumbei? În 2006, de când te-ai apucat mai serios. În 2005, Tona, da? Mi-a luat primii porumbei și am pierdut la zborurile cu puii. Da? Da. I-am luat, am cumpărat o parte din ei de la un coleg de la Bucur și o parte de la, da, unul Zamfir, pe care e mor săracul, da, Dumnezeu să-l ierte. Zamfir Brașov? De unde? Nu, Zamfir, deci de la noi, Zamfir, da, Marcel. Și am pierdut. I-am pierdut. Până, da, la Jibou i-am cam decimat. Și m-a supărat. Și după aia Trifan mi-a dat așa, da, cireașa de pe tortul, hai să-ți dau 4 pui. Și am zburat. Ai dat bani mulți pe ei? Primii 4 n-am dat bani pe ei, da, mi-au dat gratis. Deci așa, ca să te, să te hase. Și, sau 5, nu mai știu. Și mi-au rămas vreo 2 sau 3. Și am văzut că vin bine. Da. Nu mă băteam, mă bătea, da, diferență foarte mică, da, de câteva secunde, poate sub un, da, minut. Da, mă bătea. Era pregătire, erau porumbei, eu aveam 4, el avea 50. Da. Era mai multe la mijloc. Și după aia m-am dus la el și am zis, gata, frate. A, bun. Și ca să-ți termin povestea, așa să jede prima dată din... De la el, da, din zonă. Și pe urmă, niciodată să nu jea porumbei din fața lui. Din fața lui. Bine ai zis. Asta spui. Tu ce zici? În zona asta care stai pentru Bistriț, ai fi vrut să stai în altă zonă? Aș fi vrut, da. Asta este. Asta este. Acum mergem cu ce... Nu avem. Contează mult și poziționarea crescătoriei, adică într-un perimetru de câțiva kilometri. La asta mă refer. La viteză contează foarte mult. Da, da. Dar la fond? La fond nu pot să zic că contează chiar așa de mult. Dacă porumbelul e bun... Păi asta vin. E la fond. N-am arătat tot ce să mai zic. Și eu spun, nu din ăsta, propria experiență, se poate verifica, da? Porumbelul meu... care au jucat locul 1 național, au zburat cu Satul Mare, cu Baia Mare și au venit locul 1 pe concurs. Îți dai seama? Deci aia înseamnă că se poate. Ați avut kilometri cei mai mulți? Da. Anul ăsta, Cârcu Mircea, a zburat demifond cu Maramureșu. A avut locul 1 la demifond cu Maramureșu. Îți dai seama? Păi de ce a avut? A fost porumbelul, da, bun. A avut locul 1 la fond cu Maramureșu și cu Hunedoara. Cipri. Asta e. Deci da, porumbelul trebuie să fie... Dacă ar fi de să-ți aduci încă un porumbel sau doi porumbei, de la ce crescători mari din lumea asta ți-ai aduce? Așa că, uite, eu dacă ar... Mi-ai ce zici? O întrebare... Așa, ce pe... zici tu? Aș cum? N-aș putea să zic. Dacă ai merge așa. Nu, n-aș putea. Am adus foarte mulți porumbei, dar... Ai fost pe la mulți crescători prin Europa? Da. Îmi poți enumera așa 2-3 de vârf? De exemplu, înainte de pandemie am fost la un mare maratonist, locul 1 San Vicent, Ghil sau Vil, Ghilen sau așa ceva.
Am mai fost la Bucaciuc tot atunci, da. Am mai fost la Zande, Vanda Zande tot atunci, la mai mulți, am mai umblat așa. Spune-mi, te rog, 5 crescători, nu, 3 crescători din Bistrița cu care te înțelegi foarte bine. Din Bistrița vorbesc, din clubul tău. Primul e Burcă, Ionuț. Bine mă înțeleg cu mai mulți, dar așa, colaborări, ca da. Să zic, Cârcu Mircea, frate Platon, da. Și Alexa, Alexa Iacob, mai cu toată lumea. Și din toată țara, așa, ce crezi că mi-ai spus de ăștia de Tănase sau de care îi vorbeai? Ăștia sunt prieteni crescători care colaborează. Da, adică prieteni crescători, da. Sunt mai mulți, sunt mulți. Ionescu din Reghin. Ionescu, Buțiu, Chirteș, da. Iuga, Filiop, Dinu, nu. Da, ai mulți. Cluj, și în Cluj, am prin Brașov. Și pe tine te cunoaște fără falsă modestie toată țara. Toată țara. Da, da, nu pot să zic. Dar să știi că ai, să știi că am rămas uimit de ceea ce ai aici și știi ce îmi place? Îmi place că totuși e simplitate la tine, deci nu-i vorba aia toată ziua cu pampersul, stai la fundul lor. Nu, nu, astea... asta îmi place. Nu, nu, nu. Uite și asta. Uite și asta. Asta ia zi, uite aici ce blândul. Asta ce e cu ei? Ia zi. Hai. Asta e blânduc. Asta? Ia zi un pic. Tati. Asta e o femeie lăscosă din două combinații de zbor. Hai, tati, hai. Uite cât stă cu tine. Hai, tati, tu. Siete-le, tu. Și-o mai zbori? Hai, tati, tu. Nu. Nu. De n-o mai zbori. Nu, nu. Asta nu m-a terminit, drag, așa o țin. Auzi, fiecare are câte un porumbel, drag. Hai, tati. Hai, tati. Bun. Și ce sfaturi, să zic așa, ai avea pentru copii? Să țină porumbei? Ce ți-au adus ei porumbei? Dacă nu erau porumbei, ce făceai? Tipul ăsta cu ce ți-l ocupai? Ce zici tu? Bă, nu pot să spun că asta numai, doamne, doamne, poate da. Să nu pot să spun, nu știu. Îți dai seama că fiecare avem o cărare. Da. Și degeaba zicem noi, bă, dacă nu avem porumbei, făceam mai no, să făceam nu. Mai. Eu zic că așa trebuie să fie, aia cărarea vieții, așa mergem și... Auzi! Da, este că de multe ori ai făcut sacrificii pentru porumbei. Da, dacă toată lumea zicea nevastă, cum și la mine, spune soția, hai cocedul, mă la sfârșitul lui august, crezi gata. Cred că așa e și la și tine. Și la mine, la fel, au fost ani, da? Sincer, da. Colegii care mă știu, da. Știu, s-au dus nevastă mea copii la mare. Da, da, da. N-am putut, deci pur și simplu n-am putut. Da, au fost ani când am mers împreună. Da, mă, pentru că trebuie să stăm 365. Auzi, și o penultimă întrebare. Tu faci chestia cu înfometarea iarna, mă. Am mai auzit-o la unul, să nu le dai 2-3 zile de mâncare. Da. Deci faci. Da. Când? Da. Cam prin ianuarie? Nu, când e mai frig afară. Deci când și fără apă? Fără apă. Cât, da, de ce? La ce benefic asta? Eu zic că acolo se poate testa puțin organismul porumbelului care... Rezistă. Așa mi-a văzut cineva, nu care nu rezistă, vezi că e mole, nu știu ce, la trebuie scos afară. La nici nu performanță nu face. Și câte zile? Vă 3 zile nu le dai? 3 zile, dar nici nu vii la ei. Ai tras jaluzeaua. Și îți dai așa. Drum bun, la revedere. Și auzi, pe urmă, când vii la ei, ca singur acasă, doi. dar acolo trebuie avut grijă, că mâncarea nu trebuie dată în prime. Când vin, le dai mâncare full. Le dai orzoi, că ceva. O mâncare ușoară, jumate porția, mai după masă le mai dai iară jumate. Că vă dați seama, dacă le dai, mănâncă o galeată întreagă, de după aia dau un ecol. Da, bine zici, să știi. Deci nu, deci, da, într-adevăr. Care crezi, auzi, față de 2006, în prezent, ți se pare mai grea columbofilia? Așa, porumbelul e mai sensibil, parcă sunt mai multe boli, așa? Nu. Ulis mult sau ce? Nu, columbofilia față de 2006 e cu mult mai grea. Da. Datorită faptului, au crescut competiția. Da. S-au importat mult mai mulți porumbi. S-au investit bani în ei. S-au investit bani categoric. Da. Deja, pretențiile sunt mai mari. Mai e și faza a doua, că noi zicem, s-au mulțit ulii, s-au mulțit radarele, s-au mulțit multe. Nu vedeți că se schimbă clima. Când în noiembrie, în mijlocul noiembrie, stăteai la soare. Bine zici. Deci acum... Și vorba aia, stai amiază, stai în tricou. Vorbeam, am un prieten în Brăila, acolo sunt câte 25 grade. Trebuie să vedem și chestiile. Da, dar porumbei trebuie să se adapteze. Obligatoriu să adaptează, că dacă nu se adaptează, pleacă. Și după ei și noi.
Păi noi trebuie să ne adaptăm, că n-avem ce face, numai dacă nu ne adaptăm, atunci vom fi perdanți. Îți mulțumesc și Pri, pentru că astăzi, într-o zi foarte frumoasă de toamnă târzie, m-ai primit la tine în crescătorie și să știi că o să mai vin și cu mare drag. Bă, ești, și oricine te poate suna, o să las numărul în descriere. Le poți oferi și sfatul și așa mai departe, pentru că avem de la oameni ca aceștia avem ce învăța. Pentru că dacă... Da, deci chiar chestia, dacă au sfaturi, da, pot să dau nume foarte multe care mă sună, bă, zi-mă acolo, uite, am pățit aia, am pățit aia. Bă, știi cum e? Totul se poate rezolva fără nicio problemă, dar lumea trebuie, adică acei care spună trebuie să-și asculte. Asta e clar. Eu îți spun sincer, am un prieten în Germania, m-am dus prima dată la el, erau porumbei bona bona. Și-a zis, bă, a mea e super, super. Și am spus, bă, uite cum îți năpulița, pe eu nu știu de asta. A zis, apucă de fără tratamentul ăsta, ăsta, ăsta. Deci acum azi ce, bă, ce altă treabă. Ai văzut? Degeaba, și poți fi în Germania, poți fi în Irlanda, poți fi în Australia, dacă nu te ții un pic de ei și să-i vezi, adică degeaba te ții de ei dacă faci lucru mecanic, dacă nu-i simți, nu-i vezi, nu-i... Îți mai multe, ca la orice. Bine, îți mulțumesc pentru aceste sfaturi, eu să știi că le-am băgat la cap. Iar dumneavoastră, sper că v-au plăcut aceste interviuri, rămâneți pe canalul meu Corumbofil Adevărat, pentru că urmează alte și alte surprize. Să știi că te-am băgat deja în cercul columbofililor adevărați. Te salut cu stimă și respect. Mulțumesc. Te salut.